data de 31 iulie a fost termenul limită pentru semnarea contractelor între spital și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Călăraș. Dintre cele 5 spitale existente în județul nostru, 2 refuză să semneze contractul cu CAS, motivând că nu sunt de acord cu tăierea numărului de paturi. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgență Călăraș și Spitalul Municipal Oltenița. Primarul municipiului Oltenița, Petre Țone, a declarat că la Spitalul Municipal din Oltenița au fost făcute investiții substanțiale în ultimii ani și nu este de acord cu tăierea numărului de paturi. Domnii de la Casa de Sănătate și de la DSP au făcut o comisie și au vrut să ne ia 10 paturi. Lucru cu care conducerea spitalului nu este de acord. Dumnealor contestă modul cum s-a ajuns la aceste tăiere de paturi, dar mai mult, noi acolo, împreună cu conducerea spitalului, am făcut investiții majore. Și nu știu cum se va proceda, dar s-a ajuns ieri la o soluție, se va crea o comisie de mediere. Și dacă comisia de mediere, patronată de Ministerul Sănătății, va zice albă sau negră, până la urmă în fața legii ne plecăm toți. Deci se va ajunge la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru medierea acestei situații. Probabil, sigur că da. Uh-huh. Pentru că nu putem să acceptăm doar un punct de vedere al acestei case de la Călăraș. Și acesta a fost motivul? Eu nu spun că poate nu au dreptate, dar modul cum au procedat, noi considerăm, sau mai bine zis, conducerea spitalului consideră că este incorrect, că nu s-a respectat legea. Din ce motiv au decis să taie 10 paturi la Oltenița? V-au spus? Din ce știu eu, da, e vorba să se dea un număr de paturi la o unitate. Este o unitate privată? Da, da. Când am discutat acest lucru, eu am propus să se dea numărul de paturi care a fost la Budești la această unitate. Pentru că noi, într-adevăr, avem nevoie și de forma privată din sănătate. Dar una e una, alta e alta. Și această firmă se va ocupa cu ce anume? Știți cumva? Au absolut toate disciplinele. Au medici, pentru că ei funcționează și acum. Dar vor să facă și un spitalizare de zi, spitalizare și am înțeles eu că li s-ar fi aprobat 40 și ceva de paturi. Am înțeles că și la Călăraș nu sunt oameni încântați să li se ia din paturi. Tăierea numărului de paturi este motivul pentru care conducerea de la Oltenița nu a semnat contractul cu Casa de Asigurări până în momentul de față? Păi pe ce să semneze, domn? Dacă dânsii zic că avem un număr X de paturi și noi spunem nu, noi avem un alt număr de paturi, care l-am avut până acum, pe ce să semnăm? Eu sunt obligat să susțin spitalul din Oltenița. Da. Pentru că numai eu știu câte investiții s-au făcut acolo și câte eforturi s-au depus acolo. Subiectul a fost dezbătut și în ședința de Consiliu Județean, la care au participat managerii celor 2 unități spitalicești. Sunt împreună cu doamna managera Spitalului Municipal Oltenița. Eu de profesie sunt economist, asta ca să știți pe cine a numit domnul președinte Iliuță interimar la Spitalul Județean. Parte dintre dumneavoastră poate mă întâlniți pe holurile spitalului chiar și noaptea, de la urgențe până pe toate palierele și secțiile, mergând la fiecare bolnav, nu în fiecare zi, dar la 2 zile iau pulsul fiecărui bolnav din Spitalul Județean de Urgență și al colegilor mei medici, asistenți și infirmiere. Și mă aflu într-o situație destul de neplăcută, atât eu, Spitalul Județean de Urgență Călăraș, cât și Spitalul Municipal Oltenița, în care, pe data de 17.07.2019, am fost chemați la o întâlnire de lucru de către Casa Județeană, Casa de Sănătate Călăraș, în care ni s-a prezentat că, am procesul verbal la mine, că în urma analizei activității din Spitalul Județean ca și la Oltenița, în ultimii 3 ani, 2016, 2017 și 2018, menționez că eu sunt
interimar din mai, jumătatea lui mai, 13 mai 2019, deci pe analiza activității trecute ultimii 3 ani, în urma a 3 indicatori analizați, grad de operabilitate, număr de medici de acoperire cu medici și durata de utilizare a paturilor, se stabilește să se reducă numărul de paturi contractabile de la 470 la 449. Deci un număr de 21 de paturi în minus. Ce înseamnă paturi în minus pentru un spital județean de urgență și municipal? Înseamnă bani. Bani pe care noi nu-i mai primim de la casă. Ce facem cu acești bani? Majoritatea, deci banii pe care îi prind de la Casa de Sănătate și de la Direcția de Sănătate Publică, în speță minister, sunt bani prin care ne acoperim ce? Salariile medicilor, asistentelor, infirmierilor, cadrelor medicale și cheltuielile de zi cu zi, care ce înseamnă? Medicamente, înseamnă materiale sanitare, înseamnă curățenie, înseamnă prestări servicii, înseamnă mâncare, înseamnă foarte multe. Acești bani au fost, această reducere a fost stabilită de către o comisie formată de către Casa de Asigurări și de către Direcția de Sănătate Publică. Și a ajuns dânsii la concluzia în urma acestor indicatori ca interpretare. Vă menționez că datele de intrare au fost cele ale lui 2016, 17 și 18 raportați de către fiecare spital către Direcția de Sănătate Publică, Ministerul și Casă. În schimb, analiza cadrelor medicale a fost cea din 2019. Economic vorbind, nu se poate să folosești variabile din perioade diferite, dacă ne întoarcem la analiza matematică învățată în școală. De ce mă afectează pe mine și pe managerul care este medic, deci suntem de profesii diferite, este medic oftalmolog de renume în Oltenița, și de ce ne luptăm? Pentru că atâta timp cât bugetul este venit și este stabilit pentru anul 2019, nu pot să vin așa cum le-am prezentat inclusiv astăzi, la întâlnirea pe care am avut-o la casă, să vin dintr-o dată și să-mi retezi 140.000 de ron, să-mi afectez și bugetul care și așa este foarte mic, suntem cu plăți arierate, vă spun ce am găsit în spital, cu arierate neplătite din luna lui ianuarie, deci vă menționez că fiecare plată o monitorizez personal, de aceea am apucat unul noaptea în spital și nu este ușor să știți. Cert este că dacă vin să retez de la Spitalul Județean de Urgență și de la Municipal Oltenița, de la Oltenița iau 10 paturi și de la Călăraș Județean iau 21 de paturi, înseamnă o lipsă în buget. Eu de ce vă informez despre acest lucru? Am solicitat o comisie națională de mediere tripartită formată de către reprezentanți principal ordonator de credite, că noi suntem subordonați Consiliul Județean, da? Ca atare se va face o comisie de la Comisia Națională de Asigurări, se va face de către de la Ministerul Sănătății și de la, mă repet, de la Consiliul Județean. Eu le-am propus domnilor astăzi următorul lucru, cu deosebit respect față de dânsii. Noi avem în plan, ca și Oltenița, pentru că știți foarte bine că este o problemă națională, nu județeană, de lipsa unor medici care sunt pe anumite specializări, care lipsesc cu desăvârșire din toată țara, numai din Călăraș. Să știți că dacă nu găsiți pediatri la Călăraș, nu sunt la nivel național. Cardiologi la fel, că preferă să lucreze la cabinetele lor private și nu mai vor să muncească în spitale. Neurologii la fel, și avem exemple în Călăraș, care nu vor să mai muncească, câștigă foarte bine pe cabinetele private. Doctori ATI sunt penurie la nivel național și credeți-mă că am încheiate contracte de prestări servicii, cel puțin chiar dacă sunt de 2 luni. Credeți-mă că merg mai mult în genunchi și mă rog de medici la nivel național și au venit cel puțin 3 doctori cărora le-am încheiat contracte pentru gărzi de prestări servicii, astfel încât la Călăraș să se poată opera situații de urgență și să nu fim într-un județ în care atunci când este o problemă vitală să trebuiască secundele alea să-l trimit la București. Ca atare, am discutat împreună cu doamna director medical Năsturică
ca cel puțin 10 medici din noiembrie să se prezinte la noi, la Spitalul Județean, cu contract de muncă, că este pe prestări servicii, că este individual, că e pe perioadă determinată, și asta înseamnă că le trebuie paturi, pentru că medicii la rândul lor, când fac contract, fac contract cu număr de paturi în spate, în funcție și de secție. Dacă eu acum mă duc și cedez cele 20, aș putea să spun, doamne, sunt interimar, să mă iubească și casa, cedez paturile, ce tot mă implic și mă cer cu toată lumea. Însă stau și mă gândesc că inclusiv eu, apropo că am muncit foarte mult toată viața, cel puțin la 2 săptămâni când eram la bancă, mergeam să mi se facă câte o perfuzie să pot să rezist fizic. Același lucru îl fac și acum. Până să ajung la București, cum spune și domnul președinte al Consiliului Județean, întâi mă duc la spitalul de la Călăraș. Avem peste 150 de prezentări zilnice la UPU. Credeți-mă, dacă veniți seara și noaptea în UPU, nu știu de ce, dar noaptea se întâmplă toate nenorocirile, din păcate, vă cruciți. Este ceva infernal, nu cred că ați putea să rezistați parte din voi. Credeți-mă că de multe ori mă uit la medicii de la urgență și cei care sunt de gardă, la asistente și la infirmiere, care sunt într-un număr mic. Spun mulți, e număr mare. Da, dar se lucrează 24 de ore din 24. Nu se lucrează într-o tură sau două. Este foarte greu să lucrezi într-un spital care se numește de urgență. Avem foarte mulți chirurgi care sunt de o capacitate rar întâlnită la nivel național, cărora mă străduiesc să le fac un centru de excelență. Deja lucrează la laparoscopic și aduc în continuare colegi de-ai lor, pentru că au început să promoveze Spitalul Județean și au spus, domne, se întâmplă lucruri, suntem lăsați să muncim. Pentru că eu personal de asta stau printre doctori, să nu-i mai las să se linșeze unii pe alții. Și să le dea dreptul tuturor să muncească în acest spital, că noi toți, de la țară până la Călăraș și două județe limitrove, Constanța și Alomița, și chiar de aici, de la București, depinde în acest spital, de cele mai multe ori. Sistemul nu este perfect. Mi s-a spus că va fi foarte greu și să știți că n-am vrut să mă duc pe această poziție. Nu este greu deloc, credeți-mă, este decât vorba despre implicare. Pentru că eu tratez medicii la nivelul meu intelectual. Am muncit și am învățat carte de copil și consider că și medicii au făcut același lucru, suntem pe același plan intelectual. Și dacă ne respectăm reciproc, eu și cu medicii, vom obține și rezultate mai bune. Și să știți că a început să se vadă încet cu încet, că nu o să pot eu singură să schimb un sistem care este în țara asta de zeci de ani. Dar încet, încet oamenii au început să vină să-mi spună, am văzut că vreți să faceți treabă la Călăraș, am văzut că aveți încredere în noi, avem porțile deschise către toată lumea. Sunt puține lucruri de investit la Călăraș din punct de vedere material. Dar dacă sunt ușile deschise către noi medici, și eu asta fac, vin oamenii să-mi spună, te rugăm să facă voluntariat sau practică. Doamne, nu trebuie să mă rogi. Eu când eram studentă la Academia de Studii Economice, Facultate de Stat, am fost lăsată să fac practică în orice unitate din țara asta. Avem dreptul să lăsăm oamenii să vină să învețe, să facă practică, ca să avem buni practicieni. Nu diplome scoase pe stradă. Deci noi trebuie să fim deschiși către toată lumea și să fim pozitivi. Dacă dumneavoastră mă susține și nu mă criticați, că mă străduiesc să fac lucrurile cum trebuie, să reduc cheltuielile la maxim cât pot, că fac analiză și la metru de hârtie care se consumă, și la fiecare medicament și seringă, împreună cu oamenii mei, astfel încât să fiu mai eficientă și să controlez, pentru că managementul înseamnă și control, ca să obținem siguranța pacienților și creșterea calității actului medical, așa cum sunt eu un economist. Doamna doctor a auzit de mine, m-a sunat de la Oltenița, ne-am coalizat și am zis, domnule, nu se poate să dăm vina pe sistem, că până la urmă sistemul suntem noi, fiecare dintre noi. Și nu cred că doamna prim-ministru, care am văzut că este un cetățean care se luptă pentru țară, ministrul finanțelor și al sănătății, va veni să spună, da, domnule, stai din bani, tu la Călăraș așa e săracă, eu oricum casă de asigurări te finanțez mult mai puțin decât realizez, că așa face casa. Și eu atunci sunt de acord cu tine. Dacă dânsii vor spune că da, și eu voi pleca capul. Atât timp cât am niște oameni deștepți de la Consiliul Județean în spate și dumneavoastră, că vă urmăresc de câte ori vin și eu, sunt atentă, că studiați și mă bucur,
că nu trec de peste dumneavoastră proiectele noastre pe care le avem, ci vă întâlniți în comisii. Chiar dacă avem discuții contradictorii, până la urmă, orice modificare, așa cum spuneți, domnul Ilțea, aduce lucruri și plus valoare. Și de data asta aș vrea să analizați și să faceți coaliție împreună cu mine și cu doamna manager de la Oltenița. Vreau ca acest spital să deservească pe toată lumea, pentru că la lege spune așa, un spital județean de urgență este spital de interes național și la acest spital, în caz de dezastre, de calamități naturale, de incendii și accidente grave, vine și se mobilizează. Deci devine un canton de rezolvare a problemelor. E adevărat, legea le permite să vină și privatul și statul cu paturi contractabile, cu bani care vin direct de la minister, dar ce ne facem noi dacă luăm de la unii și de la alții? Să se dea dintr-un fond special, astfel încât să nu vii să îmi șuntezi mie banii și să dai la celălalt. Eu am venit să vă spun că s-ar putea pe la diverse cotloane să discutați altceva și am vrut să cunoașteți realitatea, astfel încât să nu ne blamați de ce s-a întâmplat să nu semnăm contractul. Am refuzat semnarea contractului, domnul președinte azi a sunat la președintele Casei Naționale de Sănătate, i-a adus la cunoștință că este o situație specială și că dorim, și împreună cu domnii vicepreședinți, și că dorim să se realizeze încheierea unui act adițional până la finalizarea acestor mici contradicții între legate de numărul de paturi care doresc dânsii să ni le ia. Acum, doamna director. Consilierii județeni sunt cei care aprobă bugetul, aprobă și funcționarea, să spunem, pe anumite zone, cheltuielile pe care noi le-am aprobat în ședințele trecute de funcționarea Spitalului Județean Călăraș. Dacă sunt întrebări, să dați răspunsul fiecărui consilier județean. Domnul Samuel. Noi aprobăm bugetele, numai că criteriile de performanță trebuie să îndeplinite de dânsii. Acum, considerați că este un abuz din partea casei? În 2021 trecem împreună prin procedura, prin ciclul 2 de acreditare. Am zis, trebuie să facem ceva. Și trebuie să facem ceva pentru că atunci când suntem bolnavi, venim la spitalul public. Trebuie să vă precizez că spitalul de urgență din Călăraș și spitalul municipal din Oltenița suntem spitale publice, suntem finanțate, suntem prestatori de servicii medicale și finanțați de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Casa de asigurări trebuie să fie centrată pe noi. Ni se propun acum niște măsuri care nu sunt echitabile. Iar eu pot să vă spun că știu foarte bine indicatorii, că am o experiență în spate și știu despre ce vorbesc și am mai făcut și niște școale de management sanitar. Și vreau să vă zic că orice indicator din sistemul de sănătate este relativ la momentul examinării. Azi sau mâine pot să am un doctor în plus și un aparat în plus și atunci să nu mai însemne nimic. Suntem analizați pe indicatorii de ortopedie pe 2017 și 2018, care nu spun nimic din decembrie de când am doctor. Nu spun nimic de investițiile cu aparatură de 100.000 de euro în compartimentul de ortopedie. Și care ne aduce alți indicatori și alte servicii medicale. Deci e o mare diferență. Ei trebuie să stea centrați pe noi. Problema este următoarea. Noi suntem spital de boli acute. Salvăm vieți. Deci la noi dacă vii, scap cu viață. Acum dacă ne mai ajută și Dumnezeu, că eu spun niște lucruri, că și doctorul și pacientul trebuie să aibă noroc. Ca medic vă spun că nu avem atâta putere să rezolvăm ce nu ne-a dat Dumnezeu sau ce nu facem la natură. Problema se pune altfel. Noi suntem deschiși și pentru ăla care are bani și pentru ăla care nu are bani. Iar în momentul de față este inechitabil să dai paturi de la spitalul de boli acute și să faci hotel la cronici. Asta e problema. Deci, într-un spital de boli cronice, așa cum se redirecționează în momentul ăsta paturile, se întâmplă altceva. Avem și noi sectoare de cronici. Suntem plătiți la ziua de spitalizare, facem foarte bine, este încă o sursă de finanțare, încă un contract. Banii care se consumă cu adevărat și pe care nu-i poți contabiliza. Mie camerele de gardă care sunt CPU acum și așteptăm un ordin de ministru, consumă 30% din resursele spitalului. Și eu nu pot să spun
tu nu mai intri că mi-am terminat contractul de la CPU. Pa! Deci eu te văd și pe tine și pe celălalt și pe celălalt și consum la fel aceleași resurse. Deci lucrăm cu două măsuri. Noi suntem spital de boli acute, avem internări în proporție de, eu cel puțin la spital, de 85% prin urgență. Da? Deci ăștia sunt internările. Noi la municipal, la Oltenița, avem 40.000 de prezentări într-un an. Facem 8 milioane pe an și primim până în 7, an de an. Deci noi în septembrie am putea să plecăm cu toți în concediu. Suntem într-o stare de subfinanțare cronică. Banii pe care îi primim sunt la numărul de paturi contractabile. A, n-am rata de utilizare a paturilor. Așa și eu sunt acolo să salvez viața. Nu să fac un indicator după care se apreciază un manager la un moment dat. N-am indicator de operabilitate. A citit cineva rapoartele OMS din 2017 în care se spune că pe planetă 40% din intervențiile chirurgicale nu trebuiau făcute? Deci ăștia sunt indicatorii noștri la spitale de boli acute. Hai să anihilăm sistemul de stat, dar noi primim pe toți. Privatul nu-i primește pe toți. Câți la sută din populația din județ își poate permite să ajungă la privat? Și avem două măsuri. Deci ni se iau paturi pe termen lung și nu se mai întâmplă nimic până în 2022, că avem an de plan național de paturi la 3 ani, și ni se dau măsuri pe termen scurt. Adică de la 1 ianuarie, dacă o mai avea, mai compensăm. Dacă cei privații din Oltenița și-ar fi deschis un spital de inimă și desfundau acolo niște vase de sânge, eu le dădeam paturile mele, că de inimă mor și de ochi nu mor. Deci, din punct de vedere medical, așa vedem lucrurile. Indicatorii pe care i-au analizat nu sunt de actualitate. Am avut noi la spitalul nostru anul trecut bloc operator închis 3 luni și jumătate. Și atunci tu de ce îmi spui mie că n-am indicator de operabilitate și nici nu i-ai citit pe ăia pe care i-au prezentat OMS-ul? Nici măcar nu mai fac parte din indicatorii de analiză ai managerului. Și noi trebuie să vedem lucrurile ca un întreg. Vreți să sugerați, dacă înțeleg eu bine, că să iau paturile de la stat ca să se ducă la privat? Au dreptul, da? Da. Eu zic că bateți la o poartă deschisă. Dincolo de faptul că suntem lângă dumneavoastră, vă putem ajuta cu ceva? Deci legea 95, conform articolului 190, are stipulat, pentru că legea asta a fost dată în 2006 și a tot fost actualizată și de câteva ori pe an de atunci încoace, pentru că așa se întâmplă cu legile. Deci, la articolul 190, în legea 95 a spitalelor, o să găsiți acolo această situație în care ne găsim în momentul ăsta. Adică, dacă în procedura de contractare, care de fapt în momentul ăsta suntem în prelungire de contract, deci nici măcar nu este, este act adițional de prelungire. Deci, dacă în prelungirea de contract, în procesul de contractare, există disensiuni și litigii între cele două părți, noi fiind spital public, deci ei trebuie să se învârtă toți în jurul nostru, că noi suntem deschiși. Da? Noi salvăm viețile. Tuturor. Nu numai doar ale unora. Există o serie de articole, deci de subarticole în acest articol, în care spune se face comisie de la Casa Națională, Minister și autoritatea locală, la noi Consiliul nostru, la dumneavoastră Consiliul Județean, că suntem cu subordonare diferită, și se analizează litigiile. Eu am făcut analiza spitalului nostru și știu exact ce facem din 2014 încoace. Și vreau să vă spun că în momentul în care am descoperit niște puncte slabe, am și înaintat către minister o cerere de completare cu număr de paturi, pentru că am compartimente unde sunt subnormată. Deci noi trebuie să ținem permanența, ca să vă explic. Deci ca să țin permanența, am trebuie 10 asistente. Nu pot să las peste noapte pacientul nesupravegheat că nu-mi permite structura sau că nu-mi permite numărul de paturi. Trebuie să am un număr de doctor la numărul de paturi. Și ca să țin, să asigur permanența și să stau deschis, eu trebuie să am un număr de paturi. Ce spuneați dumneavoastră, că vă vin medicii și trebuie să lucreze pe un număr de paturi. Da? Noi suntem în fața București și a Constanței. Din cauza asta, probabil, suntem sacrificați. Nu, nu o secundă. Nu e asta. Dacă știți, răspundeți. Dacă nu, da, nu răspundeți. Spun, da.
E la nivel de țară ceea ce se întâmplă la Casa de Sănătate, între Casa de Sănătate și Spitalul noastră? Nu știu. Nu răspundeți dacă nu știu. Nu este la nivel de țară, este punctual. În funcție de presiunile pe care operatorii privați le fac la casele județene sau nu. Eu înainte, de când am aflat tot acest demers al casei, fără să acuz pe nimeni, m-am interesat la diverse județe. Nu este aceea situație peste tot în țară. Am vorbit cu managerul Spitalului Constanța, vă răspund la întrebare ca să închei așa. Este medic-chirurg, se numește domnul doctor Grasa. Domnul manager mi-a spus că acum 2 ani i-au încercat să ia 10 paturi, tot pe același principiu. S-a dus la minister, a precizat ce înseamnă județul Constanța din punct de vedere a spitalului județean de urgență, care este importanța strategică ca și punct de salvare de vieți în județ. Și imediat i s-au dat paturile înapoi. Apropo de ce înseamnă, ce a punctat domnul vice punct cu punct. Deocamdată am aflat foarte multe lucruri cu care vă confruntați. Știu această treabă că am trecut printr o perioadă critică, eu personal, la Spitalul Județean Călăraș, făcând transfuzii, perfuzii, o lună de zile, 2 ore dimineața, 2 ore seara. Și am văzut ce nebunie este în acest spital. Cunosc bine activitatea spitalului. Nici nu este cazul să vă spunem. Păi nu îmi spuneți prea mult, că știu. Da. Și problema medicilor spus nou, și problema pacienților. Am întâlnit niște situații care nu vrea să cred. În sensul că sunt perioade, niște valuri așa, perioada de seară în mod special, și mai ales sâmbătă, duminica, unde sunt pacienți pe urgențele astea, de n-au loc, n-au doi, da, se vândă doi în pat. 40 de mii de prezentări, am dat statistici, adică... Stați un pic, ascultați-mă, v-am întrebat ce ați dumneavoastră spune. Ascultați-mă puțin ca să înțelegem despre ce e vorba și în ce context ne aflăm. Așa, sigur că ne punem poalele în cap și dacă nu ne gândim puțin. Deci părerea mea personală este că ar trebui să ne informăm mai bine de ceea ce se întâmplă. Dacă la nivel de țară să vedem ce se întâmplă, nu mai sunt bani, se întâmplă ceva, trebuie reduse, sau există o infiltrare a privatului în unitățile de stat. E legal ca alți furnizori să vină să ceară, însă nu poți să iei de la spital de stat, un spital public, paturi ca să faci cronici. Deci este... Deci nu se poate compara. Deci sunt niște măsuri neechitabile. Cred că la momentul când aceste patru s-au repartizat la nivel național și de la Călăraș, paturile au fost subdimensionate față de populația județului. Alte județe au primit alte paturi, mai multe paturi. Noi suntem pe locul 4 din coadă, dacă din coadă. Deci suntem la cele număr mai de paturi pe total județ. 950 și ceva de paturi pe tot județ. Sub 1000 de paturi la nivel de județ. 953 și ceva. 953. Iar privații cer acum 5% din paturi. 5% din paturi înseamnă accentuarea subfinanțării cronice. Există paturi care puteau fi accesate din alte situații, că există paturi de rezervă. Era o problemă care ținea de alte foruri competente, deci de casă și de DSP, și am înțeles că au făcut documentația și au înaintat toate documentele corespunzătoare pentru a cere încă 50 de paturi și n-au primit aviz suplimentar, însă rugămintea noastră și pentru ce am venit astăzi aici este că toate procedurile s-au încadrat într-un program de contractare, ne gândindu-se că or să aibă dificultăți pentru că nu avem cum să cedem. Fonduri europene în derulare, investiții de la minister, spitale care au fost pe butuși pe care le-am adus într-un punct viabil și fiabil, da? Și în condițiile astea, noi nu putem să aruncăm să cumpăr aparatură de 100.000 de euro și să stau să mă uit la ea că nu mai am paturi. Adică suntem într-un proces de dezvoltare care nu permite să ne dăm înapoi. Ni s-a terminat timpul. De fapt, noi pentru asta am venit.
Astăzi ni s-a pus în vedere că dacă nu semnăm contractul și ne-am spus nu putem, că noi mai avem și noi niște ordonatori principali de credite care răspund că ne închidem, că ne deschidem, că rămânem deschiși, că mâine suntem funcționali, problema se pune în felul următor. Avem nevoie de tot sprijinul din toate părțile pentru a obține o prelungire a contractului, a actului adițional, că noi mergem de la 1 ianuarie pe acte adiționale, până la rezolvarea acelor subpuncte din legislație. Deci în momentul ăsta e de făcut așa. Să vină o comisie de mediere ca la divorț și să vadă. Avem noi dreptate, au ei dreptate, au ceilalți terții, merită, nu merităm, merită doar unii. Și să spună, încotro apucăm, urmând ca, deci problemele, procedurile nu s-au terminat, să putem să-i dăm și în judecată și să hotărască de fapt un judecător de pace care are dreptate, că asta așa scrie în lege. Deci noi în momentul ăsta, dacă semnăm orice fel de reducere de număr de paturi, suntem pasibili ca manageri, ca responsabili ai sănătății, populației. Deci noi aici ne învârtim. Deci e o problemă de sănătate publică, de pacient acut care este salvat de la, e pe viață și pe moarte. Și să fim responsabili de o calitate a actului medical la un anumit nivel și de imposibilitatea de a asigura medicamente, aparatură, materiale sanitare și tot ce ne trebuie, pentru că mergem de la subfinanțare la și mai mare subfinanțare. Deci rugămintea noastră este să ne sprijiniți pentru a obține o prelungire a acestei până se rezolvă litigiile, că n-avem încotro. Deci să înțelegem, există lege în momentul de față care stabilește numărul de paturi în funcție de numărul de locuitori, da? Da. Județul Călăraș e pe locul 4, care partiție de jos în sus, pentru că la momentul ăla, nu au fost aceleași criterii. Numarea se face la populație, vă spun eu. De-aia 20 ani, când era ministru, ce chiar ce chiar da, numarea se face la populație și ba da, se revizuiește planul național. Dacă vă ceți aminte, noi am cerut de 3 ani revizuirea. Dintr-un memoriu adresat lui Bodo. Să ne ajutați și să ne sprijiniți obținerea perioadei de prelungire, pentru că ei ne-au amenințat că în momentul în care noi n-am semnat contractul, începând cu 1 august, pacienții nu mai pot beneficia de servicii medicale prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, că nu mai avem contract cu casa. Faceți un semnal de alarmă colegii noștri de la PSD să ne sprijine, să putem să obținem cu președintele Casei Naționale de Asigurări prelungirea unui act adițional care să asigure servicii populației și la Oltenița și la Călăraș. Asta deci doriți, da? Noi nu contestăm că ei au dreptate sau nu au dreptate. Noi spunem că noi avem dreptate. Și atunci, dacă legea ne permite pentru o comisie de mediere, haideți să facem comisia de mediere, să ne judecăm. Haideți să vă spun ce informare am primit astăzi. Da, vă citesc ultimul paragraf. Menționăm faptul că termenul de valabilitate al actului adițional în baza căruia se derulează relația contractuală dintre Spitalul de la Oltenița și Casa Călăraș este 31.07 și că vă asumați, începând cu data de 1 august, întreaga responsabilitate privind neacordarea serviciilor de asistență medicală spitalicească contractabilă de către Casa de Asigurări, la data menționată. Deci noi suntem pe prelungire de contract din ianuarie, n-am terminat litigiile și nu putem să prelungim că, uite, de la 1 august nu mai facem nimic. Deci tot ce lucrăm, ori ne oprim din activitate, cu nu știu ce efecte, ori consultăm, fără să primim banii pe servicii și pe consumurile de la 1 august pe care le avem. Pentru că nu mai există contract și nu vor să facă nici prelungire de act adițional, cumva ni se impune, nu este vorba de, este unilateral, ni se impune tăierea acestui număr de paturi. Programa, vă rog frumos, aveți o intervenție. O să încep cu concluzia și anume ceea ce se întâmplă astăzi, s-a întâmplat cu mult timp în urmă, respectiv slăbiciunea legii și anume, la nivel de județ avem 935 de paturi. Legea menționează sector public și privat. Singura variantă ca un spital privat să se poată deschide la Călăraș, domnul Nedelcu știe mai bine, e această situație ca la farmacii, este ca acest spital privat să ia din numărul paturilor de la spitalele
publice și nu de la spitalele private sau din altă parte, pentru că nu se poate prin ordin al ministrului să se deschidă un spital la Călăraș, în județul Călăraș, cu număr de 4 dat de minister. I-am propus președintelui Casei de Sănătate Călăraș următoarea variantă, având în vedere că la nivel de țară nu se vor încheia contracte pe toate paturile spitalicești și se va face o redistribuire a numărului de paturi la nivel național, spitalul privat de la Oltenița să poată beneficia de un număr de paturi din cele care vor fi redistribuite. Lucrurile s-au întâmplat foarte repede, în sensul că în 2 săptămâni a avut loc această comisie, a doua zi a fost pus pe masă contractul cu Casa, care era redactat cu un număr mai mic de paturi, și am fost puși în fața faptului împlinit. Deci, de-aia revin la concluzia cu care am început, ceea ce se întâmplă astăzi, s-a întâmplat pe slăbiciunea legii și a sistemului, cu mult timp. Vă mulțumesc, doamnă manager. Vă aveți tot sprijinul meu, împreună cu domnul Barbu și cu domnul Dinulescu, continuăm să facem demersuri, să vă prelungim contractul prin adițional, până dumneavoastră, și eu vă încurajez să mergem la Comisia de Mediere și chiar în instanță să vă apărați spitalele, pentru că renunțând și semnând veți diminua, să spunem, 2 milioane de ron la Spitalul Călăraș pe an, veniturile, și la dumneavoastră nu știu care e suma care vă va diminua. La jumătate. La jumătate. La jumătate, dacă sunt 10 pat. La jumătate, și atunci pune spitalul în nefuncționare sau grevați către Consiliul Județean pentru să vă susține în cheltuielile sau la dumneavoastră municipiul orașului Oltenița. Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș, Marius Dulce, ne-a declarat că situația a fost adusă în atenția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Astfel, în curând se va întruni o comisie de mediere care va da o soluție în acest caz.